La concurs au participat 19 cântăreți care au interpretat melodii de toate genurile și pentru toate gusturile. Emoții au fost și în scenă și în culise unde așteptau părinții. Foarte bine, dar recunosc că de la început puțin s-a întrerupt vocea. Am interpretat piesa Stai lângă mine, mamă și a fost o piesă destul de sentimentală. Foarte mari emoții, cred că emoțiile mele sunt mult mai mari ca Petronele. Juriul a avut o misiune foarte grea. Copiii tare talentați și fiecare cu fișca lui. Până la urmă a câștigat cel mai bun. Am făcut ore de canto și mama m-a susținut în acest timp. Marele premiu în valoare de 16.000 de lei a fost oferit de către prim vicepreședintele Parlamentului, Vlad Plahotniuc. Acesta a mărturisit că îi place să cânte. Vă recunosc acum că sunt o pasionată a karaoke. Aș fi preferat, desigur, să cânt cu puștii pe scenă, cu copiii ăștia talentați să cânt pe scenă aceasta, decât să cânt cu scena politică. Concursul muzical Steaua Chișinăului este la cea de-a 18-a ediție. De 2 ani, partenerul oficial al acestui proiect este Fundația Edelweiss.